crimă înfiorătoare în comuna Vâlceană. Tomșani, un bătrân de 80 de ani, a fost omorât cu sânge rece pentru 1000 de lei. Cel care a pus la cale crima este chiar nepotul victimei, un băiat de 18 ani, ajutat de prietena sa în vârstă de 17 ani. Cei doi adolescenți au folosit mănuși și pungi din plastic atunci când au pătruns în locuința bătrânului pentru a nu lăsa vreo urmă. Cei doi inculpați au hotărât să exercite acte de violență asupra victimei în vârstă de 80 de ani pentru a-i sustrage o sumă de bani, motiv pentru care au pregătit, premeditat comiterea faptei, luând asupra lor o coadă de topor din lemn, mănuși și mai multe pungi din plastic, ce urmau a fi folosite pentru a nu lăsa impresiunii papilare. În acest context, în timpul nopții de 6 spre 7 februarie 2019, inculpații au pătruns fără drept în curtea și locuința victimei, pe care l-au găsit dormind în dormitor pe un pat, și în aceste împrejurări, în realizarea scopului infracțional, în timp ce inculpata minoră a luminat cu lanterna telefonului mobil patul pe care dormea victima, asigurând astfel vizibilitatea inculpatului Găman Vasile, acesta din urmă a lovit victima în timp ce dormea de mai multe ori în cap cu coada de topor, producându-i multiple leziuni ce au condus la decesul acesteia. După exercitarea actelor de agresiune, cei doi inculpați au sustras din locuință suma de 1000 de lei. În urma reconstituirii, anchetatorii au stabilit că imediat după ce au comis crima, cei doi tineri au fugit pe un islaz aruncând toporul într-o hazna. Timp de două zile, aceștia s-au comportat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. După ce au împărțit banii, băiatul a mers să joace la păcănele la un bar din Tomșani, iar fata și-a cumpărat haine. Moartea bătrânului a fost descoperită abia după două zile, când, îngrijorat, fiul victimei a mers să-l caute acasă. Vineri seara l-au găsit. El era mort deja de miercuri noaptea, îl omorâseră. Și atunci, n-au spus că i-au luat-o pe sugrădin, pe deal, pe izlaz, n-a știut nimeni. Până când au făcut reconstituirea, atunci l-au găsit și au văzut. Atunci. Deci au putut să ascundă totul, chiar da. Dat de dacă gol. Au ascuns mânușile și cu ce i-au dat în cap într-un bazin, pe aici, pe la vecin. Avea un bazin care mergea, o hazna de asta făcută. Și acolo le-au băgat, acolo le-a găsit poliția. Le-a arătat tot pe unde le-a pus, a fost cu mânuși, cu astea. Eu când l-am văzut, lovitură, pe aici, aici și așa. El, băiatul și cu o fată. Fata ați mai văzut-o pe aici? Eu n-am văzut-o, nu pot să-mi dau seama, Eu n-am cunoscut-o. Nevastă mea o cunoștea că era o colegă de aici de la Tomșani care o avea în plasament. Mai fugise și ei au venit pe partea aia, pe sus, pe izlaz, pe acolo s-au dus. Vecinii povestesc că băiatul avea perioade în care dispărea de acasă, mai ales de când mama lui a plecat la muncă în Cipru și că obișnuia să fure bani de la bunicul său. Cu toate că l-a lăsat fără câteva zeci de mii de lei, bătrânul nu l-a dat pe mâna poliției. Ucigașul are însă antecedente și a fost trimis în judecată de curând pentru comiterea altor furturi. Criminal, cum ar veni, ăsta dispărus acum, când a venit maică, a venit și el până în sărbători atunci. Și a stat, dar restul era plecat prin țară. Nu știa. L-ați fi crezut în stare de așa ceva? Nu. Dar el a mai spart magazine pe aici. Are antecedente? Are. De asta nu e o greșește și poliția. Dom'le, a făcut una, două, sparge. Ia, domne, măsuri. Am înțeles că mai fura și de la bătrân bani. Da, da, fura de multe ori. De multe ori, dar nu l-a dat pe mâna poliției. Nu cred. Nu știu. Nepoții ăștia au dat atacul cel care l-a omorât. El i-a furat de vreo 30 de milioane, odată 16-17 milioane, odată, în sfârșit, nu știu cât. În general, deci cei doi tineri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei urmează să fie supuși în scurt timp unei expertize psihiatrice în vederea stabilirii discernământului. Doi turiști francezi care s-au rătăcit în munții Cozia din județul Vâlcea au fost salvați de salvamontiști după o intervenție de 11 ore. Cei doi cetățeni străini au coborât duminică după amiază de la cabana Cozia spre mănăstirea Turnu, însă într-un moment de neatenție s-au abătut de la traseu și au ajuns într-o zonă extrem de periculoasă, unde riscul de avalanșă este extrem de ridicat. Misiunea de salvare s-a încheiat în jurul orei 3 dimineața. Cum a decurs misiunea de salvare? A fost grea, a fost dificilă, am avut un moment sau o zonă unde a trebuit să montăm o balustradă din coardă, să trecem și pe un pic de elemente de alpinism.
Din fericire pentru noi, totul a fost cu sfârșit fericit, cu toate că cele două persoane, cei doi turiști francezi, au fost într-o situație extraordinar de dificilă. Au avut sub ei 200 de metri, 250 de metri de perete vertical. Brâna pe care stăteau era cumva oblică pentru că era încărcată de zăpadă de la avalanșe și au trebuit să aștepte până am ajuns noi în situația în care se aflau. Le-am cerut să retragă un pic, nu au avut curajul să se mai retragă de acolo. I-am asigurat și i-am scos din zona aia, după aceea a fost foarte mult de urcat pentru că ei s-aflau undeva la nivelul, aproape la nivelul mănăstirii Strânișoara, pe un culoar unde nu poți să mai ajungi la mănăstire și a trebuit să-i scoatem la cabana Cozii. Dar cum au ajuns acolo? Nici noi n-am înțeles, i-am întrebat și pe ei pentru că poteca, în zona în care ei au părăsit poteca, în Turneanu acolo, avem trei trasee turistice care se suprapun, o bandă albastră care coboară spre Brezoi, o bandă roșie care merge la Mănăstirea Turnu și triunghiul roșu care merge la Mănăstirea Turnu. Traseul este plin de urme de turiști, nici o urmă nu intra în acele văi unde nu există traseu turistic. Ei au făcut stânga și au intrat în valea în care se închidea. Cred că în jurul orei 16:30 a ajuns la noi. Apelul a venit primat direct de la o persoană de la Curtea de Argeș, am înțeles, către jandarmerie sau către ISO și după aceea s-a trecut pe 112 și s-a intervenit. Iar finalizarea lucrării cred că a fost la ora 4, 3:30-4 azi noapte. Dimineața, da. Atât da. De mult. Da, s-a lucrat continuu pentru că nu puteam să-i lăsăm, chiar dacă a fost greu, erau obosiți, era greu de urcat, n-am putut să-i lăsăm pentru că exista riscul intrării în hipotermie a celor două persoane și atunci ajungeam la alte lucruri. Dar starea lor de sănătate care este în prezent? Au băut ceai și au revenit la cabana, aici aș mulțumi cabanierului de la cabana Cozia, și au revenit și nu au o stare de sănătate afectată, drept pentru care au mers acasă. La misiunea de salvare au participat și trei jandarmi montani. Un fals procuror din Bacău prins în flagrant de polițiștii vâlceni în timp ce încerca să păcălească o femeie din comuna de Ești prin metoda accidentul. Acesta a cerut bani sub pretextul că fiul victimei a fost implicat într-un accident în Italia și are nevoie de ajutor financiar pentru a scăpa de închisoare. Din fericire, femeia și-a dat seama că are de a face cu un escroc și a anunțat imediat poliția. La data de 9 februarie, polițiștii din cadrul secției numărul 1 de poliție rurală Râmnicu Vâlcea au fost sesizați de către o femeie din comuna de Ești cu privire la faptul că un bărbat ar fi contactat-o telefonic, acesta spunându-i că este procuror și că fiul acesteia a provocat un accident în Italia și are nevoie de o sumă considerabilă de bani ca să îl scape de închisoare. Imediat polițiștii s-au deplasat la locul stabilit pentru întâlnire. Aceștia au prinzând în flagrant delict un bărbat de 42 de ani din județul Bacău, care s-ar fi dat drept procuror. În timp ce se deplasau către postul de poliție de Ești, polițiștii au depistat în trafic un autoturism în interiorul căruia se aflau alți doi bărbați bănuiți de participarea la comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, polițiștii vâlceni au constatat că pe numele bărbatului din Bacău au fost emise numai puțin de două mandate de punere în executare a pedepsei cu închisoarea. Falsul procuror a fost reținut preventiv pentru 24 de ore, iar ulterior predat polițiștilor din Bacău. Șoferă surprins de camerele video încălcând regulile de circulație în centrul Râmnicului. Zilele trecute, polițiștii locali ai dispeceratului Direcției Poliției Locale a Primăriei Râmnicu-Vâlcea au observat prin intermediul sistemului de supraveghere și monitorizare a municipiului un autoturism cu numere de Sibiu care a intrat pe banda destinată taximetriștilor din cadrul stației situată pe strada Știrbei Vodă, în vecinătatea complexului Winmarkt. Ajuns pe trecerea de pietoni, acesta a încercat în repetate rânduri să treacă peste bila montată ca mijloc de siguranță pentru trecători, manevrele fiind făcute printre numeroși pietoni de la acea oră de vârf pe care i-a pus în real pericol. Ulterior, conducătorul autoturismului a părăsit banda destinată taximetrelor prin încălcarea stâlpișorilor delimitatori. Operatorii dispeceri au direcționat imediat echipajul mobil al Serviciului Supraveghere, Fluidizare, Trafic și Intervenție, care a identificat conducătorul auto, acesta fiind sancționat pentru faptele comise conform prevederilor legale în vigoare.
Aproape 3500 de vehicule verificate tehnic în trafic de inspectori RAR în anul 2018 prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Român a verificat anul trecut, din punct de vedere tehnic în trafic, 67.807 vehicule în toată țara. În urma controlelor s-a constatat că aproape jumătate dintre acestea erau neconforme. Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrică de iluminare și semnalizare, sistemul de reducere a emisiilor poluante, punți, jante, anvelope și suspensie, vizibilitate, precum și la sistemele de frânare și direcție. În județul Vâlcea au fost verificate 1905 vehicule, dintre care 33,13% erau neconforme, iar o mașină prezenta pericol iminent de accident. De asemenea, 1,79% dintre vehicule prezentau probleme legate de inspecția tehnică periodică ITP fals, expirat sau anulat. În urma controlelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră la nivelul județului Vâlcea, în anul 2018 au fost aplicate 643 de amenzi contravenționale și au fost retrase 552 de certificate de înmatriculare. În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele RAR din țară. Rezultatele controlelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte RAR poliție opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni. Acțiunea polițiștilor vâlceni pe linie economică. În perioada 5-8 februarie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat în municipiul Râmnicu-Vâlcea și Comuna Câineni pentru prevenirea și combaterea contrafacerii în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice, respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe, precum și pentru combaterea comerțului cu produse alimentare sau nealimentare contrafăcute sau expirate. Au fost verificate 18 societăți comerciale și 4 persoane fizice, fiind constatate 4 infracțiuni în baza legii numărul 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice și o infracțiune prevăzută de legea 86 din 2006 privind codul vamal. În urma acțiunii au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale în sumă de 4.000 de lei și s-a dispus indisponibilizarea peste 100 de obiecte de îmbrăcăminte în valoare de aproximativ 7.000 de lei ce purtau semne similare unor mărci înregistrate susceptibile de contrafacere. Pe 4 martie se va da ordinul de începere a lucrărilor la sala de sport a Liceului Sanitar Antimi Vireanul din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Investiția este realizată prin Compania Națională de Investiții cu bani de la bugetul de stat. Compania Națională de Investiții a anunțat că luni 4 martie se va da ordinul de începere a lucrărilor la obiectivul de investiție, construire sala de sport școlară la Liceul Antimi Vireanul din Râmnicu-Vâlcea, strada Republicii. Investiția este finanțată de la bugetul de stat, iar antreprenorul selectat de Compania Națională de Investiții este SC Pegani Construct SRL în asociere cu SC Arhinect SRL. Pe o suprafață construită de 1046 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1270 de metri pătrați. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea va avea în sarcină doar racordarea la utilitatea viitoarei săli de sport și derularea lucrărilor de sistematizare verticală. Râmnicenii au la dispoziție 5 puncte de plată pentru taxele și impozitele locale. Cele 5 puncte de încasare care au fost puse în funcțiune începând cu data de 14 ianuarie sunt situate la Direcția Economico-Financiară de pe strada Carol I, la sediul primăriei municipiului din strada General Praporgescu, la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor de lângă Piața Centrală, la stadionul Zăvoi din Splaiul Independenței și în strada I.C. Brătianu din cartierul Ostroveni. Din 31 martie, data la care expiră bonificația de 10% acordată celor care își plătesc integral impozitele aferente anului în curs, biroul de încasare din cartierul Ostroven se va muta la Casa Căsătoriilor pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Exact două săptămâni, spectacolul handbalistic din Liga Florilor revine la Sala Sporturilor Traian. Este vorba de etapa cu numărul 16 rundă, în cadrul căreia vom asista la derbiul ocupantelor locurilor 2 și 3 în clasament, SCM Râmnicu-Vâlcea, respectiv Minaur Baia Mare. Gazdele de astăzi încă nu au jucat în precedenta etapă, fapt ce a permis campioanei CSM București să preia șefia clasamentului. Cu o victorie sau chiar un egal în partida de astăzi, echipa vâlceană va reveni în fruntea ierarhiei.
În turul campionatului, SCM Râmnicu Vâlcea s-a impus la Baia Mare cu 25-23. O singură dată, tabela de marcaj a indicat egalitate și asta s-a întâmplat în startul partidei. Vâlcencele, în echipament albastru, au înscris primele două goluri ale întâlnirii, după care, în minutul 5, conduceau cu 4-1. 8 minute mai târziu, băimărencele s-au apropiat la un singur gol, 6-5, dar avansul de 3 lungime a fost refăcut în minutul 18, atunci când elevele antrenorului Florentin Pera aveau 9-6. Cu 4 minute înainte de finalul primei părți, diferența a crescut la 4 goluri, 14-10, după care fiecare dintre cele două formații și-a trecut în cont câte două reușite, astfel că la pauză oltencele conduceau cu un liniștitor 16-12. Se părea că nu vor fi probleme, cu atât mai mult cu cât primul gol al actului secund a aparținut tot vâlcencelor. Și totuși, în minutul 43, trupa antrenorului Costică Buceschi a redus drastic din diferență și scorul a devenit 18-17. A fost un semnal de alarmă recepționat la timp de echipa gazdă, care în următoarele 8 minute s-a distanțat la 6 goluri, 25-19. Mai rămăseseră de jucat 9 minute, timp în care Baia Mare a înscris de 5 ori, Vâlcea o singură dată, astfel că rezultatul final a fost unul destul de strâns, 26-24. Important este că cei 2000 de spectatori prezenți la Sala Traian își văd din nou echipa în fruntea clasamentului. Da, au fost și 5 goluri, nu cred că s-a pus problema câștigătoare astăzi, atât că noi am avut anumite căderi în joc, în care poate și pe fondul anumitor schimbări ne-am relaxat puțin prea repede și am dat posibilitatea adversarului să fie mai aproape de noi. Dar eu consider că echipa noastră a fost mai bună astăzi, a condus pe tot parcursul jocului, am făcut un joc bun în faza de atac, chiar dacă au mai fost și momente în care nu am avut cursivitatea de care mi-aș fi dorit-o, însă una peste alta cred că am fost echipa care a pus stăpânire pe joc, l-a controlat în totalitate și desigur putea să fie și un scor mai mare, dar pentru noi cele mai importante sunt punctele în acest moment. Nu este simplu să joci cu presiunea asta, să nu faci niciun pas greșit, având în vedere că suntem în luptă directă cu CSM București, o echipă care e în primele trei în Europa ca buget, un lot foarte valoros al CSM-ului, însă noi suntem o echipă mai mică, cu suflet mare, care încercăm la fiecare meci să dăm tot ce e mai bun din noi, să jucăm cât mai bine. Ne bucurăm că publicul astăzi a fost extraordinar. Din nou jucăm cu sala plină. Cred că asta e cea mai mare bucurie a noastră, că am adus publicul în număr așa de mare. Atmosfera a fost superbă. Propaganda handball-ului prin meciul de astăzi a fost foarte bună. Am prins și câteva jucătoare la Baia Mare, în mod special pe Șteriov. A fost a mea jucătoare pe care eu am adus-o în România într-o zi extraordinară, cu niște goluri imparabile. Sigur că ne-a pus probleme, am încercat să ne apărăm cât mai bine la ea, dar a avut o zi extraordinară. Însă, una peste alta, cred eu că SCM Râmnicu Vâlcea a obținut o victorie muncită și pe deplin meritată. Desigur că astăzi ne bucurăm pentru victoria cu Baia Mare, o echipă care era pe locul 3, nu era o echipă care, să zic, nu conta în acest campionat. Dimpotrivă, e una dintre cele mai puternice echipe din acest campionat și, bineînțeles, de mâine facem tot ce ne stă în putință pentru a ne pregăti cât mai bine pentru jocul de la Craiova. Mai avem 3 jocuri până la meciul cu CSM București. Încercăm din tot sufletul să menținem aceeași linie, să câștigăm toate meciurile până la meciul cu CSM București și, bineînțeles, în 13 martie, chiar dacă este 13, să fie ziua norocoasă pentru noi. Și în această partidă au fost momente în care tânăra portăriță Diana Ciucă s-a dovedit arma secretă a antrenorilor. Cred că încrederea pe care ți-o dă antrenorul e foarte importantă. Mă bucur foarte mult și apreciez foarte mult faptul că domnul Pera mi-a oferit tot acest sprijin. În același timp, doamna antrenor secund și doamna de antrenor de portari sunt foarte mult alături de mine și mă încurajează să continui și îmi dau pur și simplu o atitudine pozitivă și asta simt că trebuie să fac. Totul merge de la sine. Chiar dacă a pierdut, Minaur Baia Mare rămâne pe poziția a treia, cel puțin până vineri, atunci când poate fi depășită în cazul în care Măgura Cisnădie învinge pe teren propriu pe Gloria Buzău. Da, a fost o partidă frumoasă, în primul rând, ca și calitatea jocului.
Mă bucur foarte mult că ne-am ridicat la nivelul echipei de pe primul loc. Mi-am dorit să jucăm cât mai bine. Fetele au demonstrat că au valoare și locul pe care l-am ocupat la începutul acestei partide este meritat. Sper din tot sufletul să mergem pe aceeași linie, să jucăm la fel de bine și următoarele jocuri și sper să terminăm cât mai sus în clasament pentru a avea o liniște pentru sezonul viitor, când încercăm să facem o echipă competitivă cu care să ne batem la locurile fruntaș. Pentru echipa vâlceană urmează meciul restant în deplasare la SCM Craiova. Atât de la Sala Traian pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu. În perioada 1-9 februarie, lotul național de handbal junior al României s-a aflat într-un stagiu de pregătire la Vâlcea, iar locația aleasă a fost frumoasa stațiune Călimănești. Sub comanda tehnicienilor Carmen Buceschi, principal, Miară Doi Secund și Liliana Ștefan, antrenor cu portarii, tricolorele noastre au avut în ultima zi de cantonament un antrenament intens la sala de sport a Colegiului Energetic din Râmnicu Vâlcea. Cum a fost pentru tine acest cantonament? A fost un cantonament foarte greu, deoarece a fost un de pregătire, dar mi-a plăcut foarte mult, fiindcă pregătirea este un element principal pentru a juca foarte bine. Și da, pot să zic că a fost unul foarte solicitant, dar a fost totul ok, s-a terminat cu bine. Acest cantonament a fost destul de greu pentru noi, dar ne ajută pe viitor, pentru fote, pentru campionatul european și ce o să avem mai departe. Destul de obositor, dar zic că e benefic pentru ce ne așteaptă în meciurile următoare. Este greu? Este greu, dar e foarte bine, fiindcă ne pregătim pentru meciuri foarte grele și noi vrem să luăm o medalie anul ăsta. Am fost o pregătire foarte intensă, cu foarte multe antrenamente. Sperăm să fim pregătite pentru trofeul Carpați, care se apropie, și sperăm la cât mai multe victorii posibile. Ce ne poți spune despre transferul tău în Liga Florilor? Vă pot spune că am semnat acum o săptămână și abia aștept să debutez în Liga Florilor, alături de Măgura și Snădie, și sper să ajung cât mai departe posibil. Câteva concluzii despre acest cantonament. Acest cantonament și-a atins scopul, dar avem foarte mult de lucru în continuare, pentru că urmează niște competiții de anvergură. În acest cantonament au fost convocate 3 portărițe, după cum bine știm, Perianu, Alexandra. Să ne uităm așa să le și vedem. Rădoi Raluca și Nicoleta Petre, cu care am onoarea să lucrez. Sunt copii extraordinari. Avem foarte mult de lucru în continuare, dar ne bazăm pe talentul și pe curajul lor. Ce ne puteți spune despre acest cantonament? Un cantonament foarte util, având în vedere că am avut un lot un pic mai nou față de celelalte acțiuni. Am încercat să schimbăm puțin și lotul, să vedem care va fi în formă pentru ce ne așteaptă. Peste numai 5 săptămâni, Naționala de Junioare va reveni la Vâlcea pentru un nou stagiu de 6 zile, urmat de tradiționala întrecere internațională de junioare Under 17, Trofeul Carpați, competiție care se va derula la Sala Traian din Râmnicu Vâlcea. Astăzi se consumă o nouă etapă din cel de-al doilea eșalon al handbalului feminin românesc. Bun găsit de la Sala Energetic! Aici unde, ocupanta poziției a doua în clasamentul Seriei C, Național Râmnicu Vâlcea primește vizita celei de-a treia clasate, FC Argeș. Cele 7 echipe care alcătuiesc această serie se întrec pe parcursul a 2 tururi și tot atâtea retururi, iar în acest moment s-a ajuns la etapa cu numărul 20. În precedentele 2 întâlniri, cele 2 adversare de astăzi și-au împărțit victoriile, iar Vâlcea are un avans de 4 puncte. Scorul a fost deschis de echipa oaspete în urma unei aruncări de la 7 metri transformată de Ioana Bidașcu. La cealaltă poartă, aruncarea Ioanei Bălăceanu a fost parată de Ioana Paraschiv, însă Denisa Vâlcan a fost pe fază și a restabilit egalitatea. După ce Cătălina Popescu a preluat din nou conducerea pentru FC Argeș, Denisa Vâlcan a urmărit iarăși cu atenție și a marcat un nou gol egalizator. Piteștencele au înscris consecutiv 2 goluri semnate de Livia Roșu, respectiv Cătălina
Popescu. Același lucru s-a întâmplat și la cealaltă poartă, acolo unde Vâlcan și apoi Bălăceanu au făcut ca tabela de marcaj să indice din nou echilibru perfect. Oana Bidașcu a învins-o pe Diana Ciucă de la 7 metri, după care Daniela Șchiopu a egalat la 5. Argeșencele s-au dus la două lungimi prin golurile marcate de Cătălina Popescu și apoi Otilia Manea. După ce Ioana Bălăceanu a redus din handicap, alte două goluri semnate pe rând de Cătălina Popescu și Livia Roșu au făcut ca oaspetele să se ducă la trei lungimi. Vâlcea a revenit în forță, mai întâi prin Ioana Bălăceanu, care a înscris în urma unei pătrunderi frontale, după care Daniela Marin a fructificat pasa Robertei Stamin și gazdele s-au apropiat la un singur gol. Diana Ciucă a menținut avansul minim la pătrunderea Liviei Roșu, iar pe atacul următor, Ioana Bălăceanu a restabilit egalitatea la 9. Argeșul a preluat din nou conducerea prin Adriana Conea și putea să-și dubleze avantajul la pătrunderea Oanei Bidașcu, dar s-a opus din nou Diana Ciucă. Livia Roșu avea să mărească avansul la 2 goluri, dar Vâlcea s-a apropiat după reușita Danielei Marin. Aruncare de la 7 metri pentru oaspete, Diana Ciucă a deviat în bară, dar Bidașcu a rămas pe fază și a marcat pentru 10-12. Roberta Stamin și-a apropiat echipa la un singur gol, după care Cătălina Popescu a dublat din nou avantajul. Un prim gol înscris de Ana Maria Mincu, urmat de a treia reușită personală a Denisei Vâlcan, au restabilit egalitatea la 13. FC Argeș a terminat repriza în avantaj după golul înscris de Ana Maria Preda. În debutul actului secund, Roberta Stamin a avut șansa egalării, însă Mihaela Constantin a întins un braț salvator. Argeșul s-a dus la 2 goluri după reușita Adrianei Conea, iar apoi Corina Lupei le-a apropiat din nou pe Vâlcence. Piteștiul a marcat prin Livia Roșu, Ioana Bălăceanu a redus din handicap, Cătălina Popescu a punctat din nou pentru oaspete, după care Andreea Coman și-a apropiat echipa la un singur gol. Au urmat 3 goluri înscrise consecutiv de FC Argeș. Livia Roșu, Cătălina Popescu și din nou Roșu au făcut ca piteștencele să se distanțeze la 4 lungimi. Pentru Vâlcea a marcat apoi Corina Lupei, iar replica a venit la golul Adrianei Conea. Ioana Bălăceanu și-a trecut în cont o nouă reușită personală, după care Cătălina Popescu a transformat o aruncare de la 7 metri. Diana Matei a redus din handicap, dar Popescu a refăcut ecartul de 4 goluri. O aruncare de la 7 metri transformată de Ioana Bălăceanu a fost urmată de un nou gol înscris de Cătălina Popescu. Înscrie din nou Bălăceanu, dar Adriana Conea a mărit iarăși avansul. Aruncare de la 7 metri pentru gazde execută Ioana Bălăceanu, însă apără Ioana Paraschiv. La cealaltă poartă, Cătălina Popescu și-a dus echipa la 5 lungimi, după care Dana Matei a redus din handicap. Au urmat 2 goluri înscrise de oaspete prin Oana Bidașcu, respectiv Livia Roșu, iar pentru Vâlcea, introdusă pe final, Iasmina Ieremic a marcat pentru 23-28, gol Cătălina Popescu pentru Argeș, un altul înscris de Romina Hărdăuț pentru Vâlcea. Până la ultima sirenă, cele două formații au marcat tot în această ordine, mai întâi Livia Roșu, după care Iasmina Ieremic a stabilit rezultatul final, Național Râmnicu Vâlcea, FC Argeș, 25-30. Păi ce pot să zic, a fost un meci greu, fiind ele pe locul 2, iar noi pe 4. A fost un meci greu pe care, cu unitate de grup și cu o dorință enormă, am câștigat. Am fost foarte unite, ne-am dorit foarte mult această victorie, din toate punctele de vedere. Cred că ați văzut și inclusiv fetele din teren, cât și noi de pe bancă am încercat să le motivăm. Și se pare că am făcut un joc bun. Da, un meci frumos, atractiv, cu șanse de ambele părți, putea să câștige orice echipă. Am jucat cu o echipă foarte tânără și ăsta cred că a fost și motivul pentru care am câștigat, un pic mai multă maturitate în jocul nostru, având în componență și o sportivă la vârsta mai înaintată, a știut să le coordoneze în teren. S-au achitat bine de sarcine și doresc succes și ambelor echipe în continuare. În ciuda acestei înfrângeri, Național Râmnicu Vâlcea își păstrează poziția a doua în clasamentul seriei. Da, am întâlnit un adversar destul de puternic astăzi. Noi am dorit să câștigăm, însă nu a fost de ajuns și dorim să ne luăm revanșa în următorul meci. Acest meci a fost un meci pierdut, dar noi o să revenim în forță și nu ne pierdem încrederea în noi și sperăm să, ca etapa următoare să dovedim că suntem bune și ne ridicăm la un nivel bun. Probabil că fetele de la Argeș au dorit mai mult să câștige decât ne-am dorit noi. Este un meci pierdut,
O să învățăm ce este de învățat din el și o să progresăm pe meciurile viitoare. În runda următoare, echipa vâlceană va juca în deplasare cu lidera Dacia Mioveni 2012, în timp ce FC Argeș va avea etapă liberă. Atât de la Sala Energetic, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.